pleased to introduce. Salutare și bine v-am regăsit la o nouă carieră cu Rapid. Acesta din imagine este Răzvan Lucescu și vom încerca să reproducem parcursul celor de la Rapid, să vedem dacă se putea mai bine în acest sezon. Dacă putem noi mai bine, dar cu Răzvan Lucescu am încercat să-l caut pe Șimudic, că nu înțeleg unde este. Nu l-am găsit nici la Rest of the World, nicăieri, absolut nimic. Bun, și ar trebui să setăm tactica. Hai să o facem după, da? Ca să vedem în ce tactică se încadrează Răzvan Lucescu. Da, o carieră surprinzătoare, o îi dăm pe repede înainte și încercăm cât de repede se poate să terminăm acest sezon înainte să înceapă următorul în realitate și să vedem dacă putem să facem mai bine decât au făcut-o Bergodi și Lobonț, chiar și Adrian Mutu, de ce nu? Pentru că a stat și el o perioadă acolo. Bun, hai să vedem ce avem la Youth Academy. Îl avem pe Ricardo Costa, 17 ani, 50 over, fără potențial, release, nu avem nevoie de așa ceva la Rapid. Pavlovski, 15 ani, un potențial bun, 42 overall, la revedere, n-avem nevoie. Bun, Jamilo Martin, n-avem nevoie nici de el, e prea de tot. 52 overall pentru Sebastian Sutton, un Noua Zeelandez, cum se zice, dacă știi cum se zice la cetățenii din Noua Zeelandă, vă rog să înscrieți în comentarii, că eu chiar nu știu. În fine, un potențial foarte bun, nu avem nevoie nici de el la 52 over, nu, chiar nu. Bun, și Romeo, fantastic, ăsta, Fabrizio, așa, care n-are nici potențial, n-are nimic, îi dăm pe toți afară, practic, așa, era să-l promovezi, release youth team, youth player, așa, bun, și acum avem viziunea celor de la Rapid cu Șucu, youth development în două sezoane, să semnăm un jucător de la Academie, da, e simplu și să joace în 50% din meciurile din următorul sezon, ok, 5 meciuri fără înfrângere în meciurile din deplasare în acest sezon, n-avem Continental și Superliga să ne calificăm pentru o cupă europeană, bun, hai să vedem. Cupa națională, trebuie să ajungem în 16-imi și avem de băgat în club 15 milioane de euro. Ok, asta este tot pentru Răzvan Lucescu. First Scout Report, ia să vedem dacă avem pe aici ceva. Tommy McAllister, 5-11 înălțime, nu ne interesează. Roberto Voican, hai să vedem ce poate băiatul ăsta, că suntem axați pe tineri. Robert Mustacă, să vedem și despre el. Ăsta nu știu cine este, dar nu mă interesează. Doru Andrei, iată, cu piciorul drept, dă. Mi se pare că el chiar se alătură Rapidului din această vară. Și cam atât, nu luăm din ăștia gratis, că nu vrem. Daniel Oancea, nu. Robert Ion, da, nu știu ce să zic, are 22 de ani, până la urmă e bunicel. Votojelu, nu. Kevin Bolinu, ai, gata, avem câțiva băgați acolo la scout. Și acum trebuie să mergem să vedem bugetul, 15 milioane parcă, sau nu? Nu, 4 milioane, da? 4 milioane bugetul Rapidului pentru sezonul trecut, practic, pentru acest sezon. Bun, la transferuri deja avem pe ăștia. Bun, și aici, ca să ne înțelegem, la team management, avem banca inițială a Rapidului cu Săpunaru, Cristea, Onea, Braun, Moldovan, chiar Borja Vale,
Nu avem practic crașnicii ăsta și tot așa. Deci am încercat iată, Petrila este deja transferat, ok. Am încercat să iau oameni care să fie exact cu ce au început antrenorii. Nu vom încerca să reproducem, să-l luăm și noi pe nu știu cine și pe nu știu cine. Vom încerca să ne facem noi cariera noastră. Aici ar merge Kite, mijlocaș ofensiv. Nu. Îl lăsăm pe Cârjan. Și vedem dacă deciziile celorlalți au fost greșite. Iată-l pe Moraiș, îl avem și pe Moraiș cu un pace de 67 format din sprint speed 67 și accelerație 68. Nu e rău, nu e rău, dar Brown cred că este mult mai bun. 78 cu 77, da, clar, îmi doresc să fie Brown acolo. Aici avem pe partea dreaptă 82 cu 80, e ok. Săpunaru, 44 accelerație. Și Sprint Speed 39 va fi primul jucător la care vom renunța, să știți. Bun. Ăsta 72 cu 76. E bine, Cristea. În locul lui Săpunaru, să vedem ce sugestii. Avem Paul Iacob, mi se pare excelent, genial. Și iată, capitan al Rapidului. Moldovan în poartă în continuare. Oricum a plecat în iarnă. Deci putem să-l avem și noi până în iarnă. Vom încerca să vindem ceea ce s-a vândut, dar nu mai știu ce exact. În orice caz, Săpunaru nu are ce căuta în această echipă. Ignat, să vedem. Are 68 accelerație cu 80 sprint speed, deci este un băiat bun. Are și un playstyle. E bine, e bine. Înălțimea 6-4 cu 185 de LVS-uri. Ce îmi place băiatul ăsta, o să-l bag. Ăsta 6-1 și este slăbuț, îl știu. Așa și ăsta 6 și tot slăbuți, dar asta avem, cu asta defilăm momentan. Wide, Albu, Cărjan, Dugangić și Bangboe și Petrila, nu e rău. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Grigore, care și el este lent și vom putea obține niște bani pe aceștia doi. Ștefan, Florin Ștefan, care mie îmi place maxim, iată-l, va fi aici. Ar fi bine să scăpăm și de Moraiș, pentru că, deși are 68 overall, dar, în fine, vom vedea și să încercăm, nu știu, să vedem. Vom încerca nu neapărat să îl urmărim pe Borza sau pe nu știu cine sau pe nu știu cine, nu. Vom încerca așa. Aceasta este formula de echipei, atunci asta o păstrăm și mergem la preferințele antrenorului, să vedem ce preferințe are Răzvan Lucescu ca și tactică, după care vom analiza ce poate el. Iată, nu avem niciun antrenor, nici pe atac, pe nimic. Coach management. Hai să vedem întâi ce găsim. Ne trebuie 13 stele pe atac, decât 4 cred că vom putea angaja, din păcate. Iată, balance, asta înseamnă standard, expert pe toate cele 4 fronturi, 5, 4, 4, 4. Pe urmă mai găsim tot un expert aici, care va putea face apărarea, vom alege ceva. Mai avem balance? Avem, dar în atac nu prea, în atac nu prea. Găsim. Ba da, găsim și în atac. Ok. Atunci îl luăm pe ăsta odată și îl punem aici. Mergem la mijloc. Să vedem. Deci vom juca standard. Tomescu a intrat la mijloc. Ok, câte stele avem? 14 acolo. Păi sunt cele mai multe, deci acolo vom rămâne. Bun. Expert acum pe atac. Să căutăm pe atac. Expert. 4 stele, ne uităm la toți. Patru stele luăm. Acasta avem expert pe 4 stele. Îl luăm pe ăsta, care are 4 stele și în atac și în apărare și la poartă. Acolo rămâi Simonis, da? Mai putem angaja, iată. Hai să vedem câți putem. Ne trebuie expert pe apărare, Sergiu Dodos. Dodos.
Da. Ok. 4 stele, atât se poate, atât luăm. Și ne trebuie expert pe linia de poartă, Valeriu Cojocaru, că altul nu cred. Hai să ne uităm dacă avem pentru vreun goalkeeper balance standard. N-avem. Acesta este Valeriu Cojocaru cel mai bun. Bun. Îl luăm și pe el. Aici, da. Și deja am rezolvat foarte bine situația. Hai să vedem dacă mai putem să mai angajăm, de exemplu, aici. Unu. Trebuie să luăm ceva. Iată, Balance, Dorel, Gherea. Și mai avem alții? Nu prea. Nu prea și cred că asta este tot. Unu. Unul maxim cred că ne mai lasă să mai angajăm, așa că luăm pe Dorel Gherea, că poate și oriunde poate. Are 3 stele pe apărare pe și pe mijloc, 2 pe atac. Bun. Băgăm și pe el aici. Și ia să vedem, mai avem? Unu? Ne mai dă unu? Dacă ne mai dă unu e perfect. Ne mai dă unu. Florin Grigore, care poate pe apărare mai mult el. Dar e accomplished, nu este expert. Andreea Lăcătuș, wow, așa, care e expert pe atac. Ok, vom vedea cum facem. Angajăm pe atac expert. Sau nu? Sau nu? Aici o stea, o stea, o stea. E expert până la urmă, aia e ideea. Îl mutăm pe Tomescu în atac și îl punem pe... Nu, că nu, 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 nu. Gherea. Poate Gherea. Trebuie să facem un management, să vedem cum suntem. Gherea poate pe atac 2 stele și cu Andreea ar face 5 stele. Și Simonis poate și pe apărare 4 stele. Deci putem să facem cumva. Andreea Lăcătuș. Da, expert. Balance. Da. Angajăm și o trimitem aici pe atac unde are 3 stele. Și mai încercăm. Mai putem să-i băgăm și lui Tomescu aici ceva? Ia uite bă că ne lasă câți poate să ia rapidul. Accomplished, dar e absolut ok, zic eu. Nu mai, nu mai, gata asta, nu mai putem. Nu mai putem. O să încercăm, dar nu, gata. Asta este tot. 6 antrenori, hai să vedem cum manageriem totul. Gherea poate în atac și putem să o băgăm cu Lăcătuș și facem 6 stele. Și pe Dodoș îl ajutăm cu Simonis. Da, hai să-l mutăm aici pe Simonis. Da. Și pe Gherea. Nu Gherea, pardon, pe Simona, cum o cheamă? Lăcătuș, a, Lăcătuș este. Și îl trimitem pe Gherea cu 2 stele și facem 5 sau... Dacă Gherea are 3 pe apărare și vreau să am 8 minim în apărare, trimitem pe Gherea care are 2 stele, știu, dar asta este. N-am ce face. Dar las mijlocul foarte slăbit. Dacă atâția antrenori avem, ce să facem? Aici, dacă putea mă, Andreea, pardon, ăsta, Andreea, da, Andreea Lăcătuș, la mijloc era super eficient, dar asta este, am luat o decizie, pentru că am luat numai experți, și este în regulă. Atât am găsit. Deci 8 stele, 4 din 5 pe goalkeeping, 8 pe apărare din 13, 5 din 14 la mijloc și 5 din 13 în atac.
Asta este tot ceea ce putem face. Bun, pe balance mergem. Și acum mergem să setăm viziunea tactică. Da, ne-am de standard. Ok. Asta e. Standard. Ia, ne mai uităm o dată. Avem experți peste tot, e totul ok. Bun. Mergem la squad, la team management. Și vedem formația cea mai bună pentru. Deci avem 4-3-3 acum. Și se. E recomandată. Da? E ok. 4-3-3. Nu știu dacă să rămânem așa sau nu. 4-2-3-1 mie mi-ar fi plăcut mult mai mult, dar lăsăm așa. Bun. Și să vedem dacă putem să găsim cum trebuie aici. Ignat să fie rezervă, e singurul fundaș în afară de Grigore și Săpunaru, ne trebuie fundaș central. Întotdeauna am zis că ne trebuie fundaș central la Rapid. Va pleca și Mura aici, așa că îl bag pe Ștefan aici. Care are și o viteză mai bună. Emers, Pănoiu. Da, trebuie să fie unul care să poată. Papo. Nu prea poate pe ambele părți cum trebuie. Ioniță, iată, este trecut. Right winger și dă cu ambele picioare, are și un pace. Ia să vedem. 79 cu 72, nu este cine știe ce. Nici el n-a fost agreat la Rapid prea mult. Cum stăm noi cu centrările? Unde sunt centrările? Crossing 61, curve 62. Costache 58, curve 64. Ok. Și dacă îl punem pe. Pe noi o știe și el. Ăsta nu prea știe. Papo. Ok. Borja Vale este înlocuitorul lui Dugancic în caz de ceva și mai avem Rahmani. Iată-l pe Rahmani. Nici nu l-am văzut, dacă n-are față de unde să-l văd. Da, îl avem și pe Rahmani. Transferat de la început. Drăghia, rezervă de portar. Din păcate, doar Drăghia, nu este și copilul ăla foarte interesant. Ce pace are băiatul ăsta? Accelerație 70, sprint speed 69, Dugancic cum stă? 66 accelerație cu 61 sprint speed, mamă, e lent, trebuie vândut Dugancic că nu-mi place. Și luat un atacant cum trebuie. Costache are viteză, Ioniță. Până la urmă știe să centreze cel mai bine, așa că îl băgăm în locul lui Papo. Bun, și mergem așa. Kite va fi aici. Și avem Ignat, momentan, Șerban pentru linia de fund. Kite cu Ioniță pentru atac. Borja Vale. Și avem și Emers și pe noi un caz de ceva. Aceasta este formula momentan. Salvăm. Jucăm standard balance. Și trebuie să căutăm fundaș central. Fundaș central avem 4, nu, 2 milioane. 2 milioane? Nu 4. Mai devreme erau 4 milioane. În fine, mergem la squad să vindem. Să vindem tot ceea ce nu ne interesează. Bun, Moldovan încă nu. Drăghia îl păstrăm că nu avem ce face. Moraiș. Expiră contractul în 12 luni. Transfer Lisboa, băiatule. Iată, putem lua 300.000 pe el. Săpunaru, putem lua 300.000 pe el. Grigore, putem lua 300.000 pe el. Sau 250, cât o fi, nu contează. Paul Iacob, trebuie semnat, dar nu ne ocupăm de semnături acum. Brown, pe 2 ani. Onea, pe 2 ani. Albu, un an. Petri, la 11 luni, împrumut. Atenție, e împrumut. Împrumut. Să vedem cum reușim să-l cumpărăm.
Matias Kite, deși nu e neapărat nevoie să-l cumpărăm pe Petrila, dar vedem. Așa, Matias Kite, Wydad Emers, Cioban, nu este împrumut la Poli Iași. Putem să-l rechemăm în caz că avem nevoie de el. Cătălin Cârjan, este împrumutat de la Arsenal, vedem dacă îl păstrăm și noi, în funcție de cum va juca. Ponoio a fost împrumutat, dar nu-l vindem. Omar El Shaoui și el foarte, iată, foarte mulți mijlocași ofensivi aici și buni. Ioniță, da, Valentin Costache, Papo. Papo, el o fi rămas la Rapid, dar nu știe să-mi dea centrări. Eu n-am nevoie de jucători care să nu știe să dea centrări. Bang Boye, nu m-am uitat la el. La Bang Boye. Passing, shooting, defending. Nu mi-arată decât dacă mă uit. Ok, ia să vedem. Mai și crește. Bang Boye. Nu știe să centreze, dar poate să învețe în 20 de săptămâni. Îl băgăm aici să-și facă treaba cum trebuie. Dă cu piciorul drept, va juca în partea dreaptă, acolo unde îl folosește și Rapid, bineînțeles. Danilă, Eduard Danilă, n-am auzit de el, dar probabil este vreun copil de viitor. Ăsta este foarte, foarte lent și nu-mi place transfer list. Borja Vale are 30 și ceva de ani, dar e un pic mai rapid și Stan este lent și el și este tânăr, este împrumutat momentan parcă în Liga a doua la Mioveni. Nu va mai fi, se va întoarce. Foarte lent și el, dar am încredere că poate progresa. 24 de săptămâni, dacă îl băgăm aici 15 săptămâni, ok, o să-i acordăm toată încrederea de care are nevoie, numai să ajungă să fie bun. Și mai avem și pe Rahmani, un atacant care din păcate n-are față, hai că o să-l accept. Cu accelerație bună, sprint speed bun, hai că e ok. O să-l pregătim și pe el tot pentru viteză, pentru că dacă n-ai viteză la FIFA nu poți să faci nimic. Iată, în 6 săptămâni va crește. Bun, Dugancic, Borja Vale, Stan, da, Borja Vale va rămâne momentan, că l-avem pe Rahmani, pe Stan. Stan nu te poți baza prea mult pe el. Și cam asta este toată echipa noastră. Trebuie să căutăm fundaș central. Fundaș central. Search players. Poziție. Fundaș central. Și hai să vedem ce găsește. 19 ani pentru acest fundaș, dar nu mă interesează că e mic de înălțime și ăsta Nelson Abei, 6-2 înălțime de la Reading. Hai să-l vedem. Greutatea nu stă bine, dar ok. Abeliamid, da, 6-3 înălțime, dar bătrân. Manaf, nu vreau de la arabi. 6-3 Abena, de la Ferencvaros și 28 de ani. Aici îi băgăm ca să vedem ce greutate au. 174 de LBS-uri. Nu mă interesează în mod special. Ăsta are înălțime, e marocan la Deportivo. Hai să vedem ce greutate are. Nu găsim fundași cu greutate. Abraham, 6 înălțime, nu interesează. Abraham, lui Abraham 5-11, nu. 6-2 pentru Abrahamson. Hai să vedem ce înălțime. Nici ăsta n-are înălțime. Așadar am băgat 4 fundași deja acolo. Lala Abubakar, de la Colorado Rapids, nu. Acerbi, e, da, 83 overall. Nuhu, Kasim Adams Nuhu.
Ia să-l vedem la Hoffenheim. Oare vine la Rapid? Bun. În sfârșit ceva cu greutate. Start scouting. Start scouting pentru Adam Znohu. Are și două playstyle-uri. Adebanio. 6-5 înălțime de Aradabio. Eu nu ne atingem. Adegboega. Emanuel Adegboega. Greutatea. Pe mine greutatea mă interesează. Așa faci treaba. Nu e rău. Ia uite, irlandez. E aproape acolo. Se putea și mai bine, dar vedem. 6, azi e 6, 1, nu. 6, nu. Agbadu, Emanuel Agbadu. Parcă e bun rău de tot, parcă. Da, e vis. E vis. La Auxerre, altcineva. Nu îmi place și îl și elimin. Nuhu. E scouterit. Ăsta e scouterit. Ăsta se scouterește. Abrahamson, nu. Avei, nu. 174, Abena. Nu. Nu fac nicio excepție, încerc să refac Rapidul mai bine decât a fost. 176 de LBS-uri. Nu e rău. 7.900.000 clauze de reziliere pentru Abkar. Nu. Deci rămânem cu Nuhu, cu Adegboega, cu Agbadu. Vedem ce putem să aducem. Algado. 6-2 înălțime de la Cincinnati. Să vedem ce e greutate. Nu-mi place. Agron, David Agron de la Emelec. 6 înălțime. Nu. Aguerd, da, bravo, de la West Ham United. Naif Aguerd, super. Hai, să vedem. Nu, e praf. Așa, Aguilar, 21 de ani, de la Leganes. Ia să vedem. Găsim ceva, Aguilar. Oh, 180 de LBS-uri, 21 de ani. Start scouting. Nu știm cât o să dureze, dar ce să facem acum? Aguilar nu, ăsta la altul, ăsta da, că are greutate. Ahmedo zici, da, știm că e bun, nu cred că ne atingem de el, sincer să fiu. Ahusu de la Pau Fece, ia să vedem Pau Fece. 6-2 cu 165, nu-mi place. Nu-mi place că la FIFA nu poți să-l îngrași. Dacă puteai să-l îngrași, era perfect. Ăsta nu. Ăsta 6-4, 30 de ani, nu vreau de 30 de ani. Aiu. Vă mai aduceți aminte de el? Ha. Așa. Dacă nu știți despre Aiu, am o carieră cu Al-Sal. Pentru cei care sunt noi aici pe canal, puteți să o vizionați. Suntem la al patrulea sezon. Iată ce fundaj ne luăm de la West Bromwich. Da. 29 de ani, ai că merge. N-are 30. Aier, 6-5 înălțime de la Brentford. Nu ne atingem, mă, de el. Nu mai scouterim, că n-are rost. Aieti, nu. Akanji, nu. Akanhand, de la Punjab, nu vreau. Akayadin, de la Fenerbahce, 29 de ani și el. 6-3 înălțime. 180 de LVS-uri, 3 playstyle-uri. Hai să vedem. Start scouting. Și gata. Ne ajunge. Vom vedea ce putem să facem. Ia să vedem americanul ăsta. Bun. Hai să-l vedem. 290.000 clauze de reziliere. Și sperăm să vină repede. 9 zile. Oh, păi vine repede. Atunci, aia e 9 zile. Vor veni repede.
Păi, eu nu mă interesează pentru că sigur n-are greutate și de asta vreau să el ar fi ieftin, dar n-are greutate. Așadar, nu mă interesează. Și cam gata, trebuie să mergem la echipă să vedem unde ne mai interesează, ce posturi mai trebuie întărite. Striker ar trebui, deși l-avem pe Rahmani. Nu, ne mergem întâi să ne uităm că momentan avem și avem mulți. Squad Hub, că vedem mai bine. Portar nu ne trebuie. Mai are 2 ani de contract, ok. Moraișe de vânzare. Ștefan. Ăștia aici am căutat. Ne-ar mai trebui un left back. Hai să vedem dacă putem să-l luăm pe... Cum îl cheamă? Îl găsim pe băiatul ăla? Nu cred că îl găsim. Dar o să încercăm să-l căutăm. Pe left back-ul de rezervă al lui Robert Bădescu. Hai să vedem dacă îl găsim pe Robert Bădescu. Dar nu cred. Din păcate, nu cred că a fost făcut în FIFA. Deși ar trebui să fie făcut la update-uri. Nu. Din păcate nu. Ne trebuie left back acum. Ne mai trebuie un left back. Nu putem să ne bazăm doar pe Florin Ștefan. Search. Să vedem ce putem lua. Abeid. Da, nu știu ce să zic. Nu ne interesează pe aici înălțimea, ne interesează, iată, are stamina, are agilitate, jumping strength, sprint speed bunicel și toate alea. Ask. Că nu e rău. Și Abner, bineînțeles, ne interesează. Ask. Pentru el nu știm nimic despre el. Iată, ne apar foarte mulți jucători din America, ceea ce nu-mi place. Dar, în fine, și Rio Adebisi de la Crua Alexandra avea 52 overall la FIFA 20, parcă. Aske Oldegaard. Aske. Întrebăm și despre el. 12 zile. Și mai luăm și pe asta de la Viborg, care nu știu ce cetățenie are, ce cetățenie are acolo. Chiar nu știu. Dacă voi știți ce stag este acela, spuneți-mi și mie în comentarii. În rest, cam asta. Cam asta. Clement Takpa. Mă îndoiesc că ar veni de la Auxerre la noi. Dar fie. Hai să mai întrebăm o dată. Pe dreapta, din câte știu, avem. Bun. Și să vedem ce mai putem vinde. Cristea, de exemplu, nu-mi place că n-are. Cine știe ce înălțime. Iată, 6. Paul Iacob, 6-1. Vom vedea ce putem lua. Ignat îmi place mult, că e înalt. Brown nu mai poate să mai crească, Răzvan Onea, dar suntem ok. Albu va rămâne și el, mie îmi place Albu, nu înțeleg de ce l-au lăsat să plece, dar e treaba, na, poate nu era un educat, un om educat. Trebuie să mai renunțăm pe aici, la Pănoiu, la El Shaoui, nu știu, El Shaoui. Ar fi bine să-l duc spre long list. Cinci ani, deci e bine. Îl ducem pe long list ca să joace, da? Vali Costache, Ioniță,
Papo l-am pus pe lista de vânzare, Bangboe, Danilă. Danilă, luăm list și el. 2 ani, așa. Ăsta e pe lista de transfer, Borja Vale. Nu știu ce să zic. Parcă l-aș da, dar în fine, vom vedea. Și pe Stan ar trebui să-l dăm împrumut și să-l ținem pe Borja Vale. Da, hai să facem și chestia asta. Așadar și Stan va pleca împrumut. Portar nu ne trebuie, așa că îi dăm și noi un advance. Hai să-i dăm un advance. Iată, vom juca 3 amicale. De unde luăm niște bani? 1.270.000, unde sunt mai mulți, nu m-am uitat la echipe, nu m-a interesat. Și am picat cu Vitenze, Leganes și Vizela. Ok. Papo, nu pot să-ți garantez timp, mor aici. I'm looking at option. Așa. Da. Să pun aru. Danilă, gladuiară gri, gladuiară gri. Bun, hai să vedem. Și pe Dragoș Grigore nu l-am pus, ba da, l-am pus, n-are cum. Abeid, deja a venit Abeid. 66 overall, 74 pace-ul, nu e rău. Nu e rău. Dar mai așteptăm. Până atunci îl băgăm în shortlist. Nu prea știe pase din câte văd. Ia. Deci accelerație bună, agilitate bună, stamina foarte bună, jumping bun, strength, balance. Ok. Reacții nu prea, composure nu prea. Dar e pe acolo. Crossing nu ne interesează. Slide tackle, stand tackle. Cât de cât. Defensive over doar 60. Pase lungi doar 51. Mai așteptăm să vedem ce mai vine. Pase scurte 61. Mai așteptăm. Mai așteptăm. E așa. Doar în. Îl trecem în revistă. Bun. Și avem meci cu Leganes. Iată. Jucătorii de la Leganes sunt scouteriți în acest moment de noi. Așadar, dacă mai observăm ceva, vedem ce va fi. Și hai să jucăm prima partidă, că așa e normal. Așteptăm să se încarce râșnița. Și iată ce stadion frumos. Nu știu unde se ține ăsta. A, în fine. Johan Cruyff Arena, oho, da. Bun, jucăm în violet. Wide. Pasă foarte bună pentru Brown. Acum Criste. O pasă către Iacob. Ajunge mingea și la Albu. Dar tot Albu recuperează. Albu a încercat să penetreze apărarea. Să-și pună colegul pe contraatac, dar n-a reușit. Tot Albu acum, Diego Garcia. Diego Garcia în luptă cu Albu. Nici o șansă în fața lui Diego Garcia pentru Albu momentan. Trebuie să fim atenți. Pasă cu călcâiul, Diego Garcia. Du-te onea, Moldovan. Apără Moldovan. 3 minute pe repriză, să știți. Vor fi meciuri maraton, va fi o carieră maraton. Vom și simula, vom. Va fi o carieră din aia mai așa, mai fără multă pasiune. Bună pasă pentru Petrila. Petrila acum pentru Cârjan. Cârjan l-a văzut foarte bine pe Dugan Gigi plecând, dar din păcate n-a ajuns mingea la el, ni om. Da, nimeni.
Să-l întâmpine pe Diego Garcia. Iar Iacob a recuperat foarte bine. Cristea acum. Iulian Cristea. Împinge mingea pentru Albu. Albu este precaut și pasează în apărare și iată cum greșește Paul Iacob. Sau cine a fost acolo? Cred că Paul Iacob. Da. Bun. Hai să vedem. Paul Iacob. Era partea lui Cristian, normal. Onea. Pasă foarte bună pentru Funcho. Funcho Bangboe. Funcho Bangboe. Jucător de picior drept. Trebuie să întoarcem că n-avem cu cine să jucăm. Foarte bine a venit aici Albu. Albu. Nu e prima oară când vine, știm foarte bine. Pasă direct în piciorul lui Niom și Albu. Offside. Offside. Bun. Minutul 31. Degajează tare până la Garcia, portarul celor de la Leganes. Pasă din prima pentru Waidă. Albu îi pasează foarte bine lui Cârjan. Cârjan lasă bine pentru Albu. Albu șut și Diego Conde. Nu poate să nu se impună la această încercare a porții sale. N-a putut să se abțină, a împins în picioare, din păcate. Bun, hai să vedem cum bate Onea cornere. Nu prea are curve. Batem scurt până la Francesca. Francesca, bun. Onea. Din prima pentru nimeni și acum fault pentru noi, nu pentru ei, pentru noi, domnul arbitru, domnișoară. Mă scuzați. Waidă trebuie să alerge acum după Fomba. Nicio șansă pentru Waidă. Moldovan, apără Moldovan. Bun. Da, greșise foarte tare rapid când a plecat Moldovan, că i-au pus clauze de doar dă-i drumul mai repede la mingea aia, bă, băiatule, că uite, luăm gol din cauza ta, n-am luat. Rapid i-a pus doar 800 de mii clauze de reziliere lui Moldovan și de asta a plecat el la Atletico, să știți. Altfel, dacă erau deștepți și puneau o clauză cum trebuie, nu-l mai luau cei de la Atletico. A plecat și el ca să bifeze, la fel ca mulți alții, niște bani, un CV impresionant, precum Pantilimon îl văd la City, știți? Dar locul lui nu este acolo, locul lui este la o echipă unde poate să apere și trebuie neapărat să facă ceva, să fie împrumutat, să facă, nu știu, să ceară să plece de acolo, pentru că n-are absolut nicio șansă împotriva celui mai bun portar din lume, Oblak, să fim serioși. Bun. S-a terminat prima repriză. Rezum meci. Cize. Unda Barena. Garcia. Diego Garcia, nu Alex. Greu cu selectat fundașii. Bine a intervenit Iaco. Ce? Domnișoară, ia-ți ochelari că nu vezi bine, am dat în minge. Incredibil. Dacă așa se... Păi a dat ăla în mine și gata, e penalti. Iată-l pe Răzvan Lucescu. Așa l-au făcut pe Răzvan. Da, a șutat în mine și e penalti. Moldovan, Moldovan, păcălit de Garcia, din păcate. N-a fost Garcia, a fost altcineva. Dani Raba, da. Urât penalti. Nu înțeleg de ce s-a dat un penalti așa, dar asta este. Bun. Cârjan acum, Albu. Pasă către Funcio. Onea. O pasă către Iacob. Pun presiune cei de la Leganes. Foarte bine Petrila.
A preluat pe 3 la pasă din prima pentru Duganzici. Duganzici lasă foarte bine mingea pentru Petrila. Petrila a lăsat-o pentru Waidă. Waidă, Waidă, Waidă. Pasă bună pentru întârziatul Albu, care în realitate joacă mult mai bine. Neiou. Nu, deci mingea a trebuit să ajungă tot la ei. Isa, acum Fomba. Isa Fomba cu pasă către Garcia. Diego Garcia. Nici o șansă în fața lui Cristea pentru acest Garcia. Diego Moldovan. Pe sus până la Duganzici și foarte bine a apărut Petrila, a lăsat mingea pentru Cârjan, lent Cârjan. Cize. Petreni om acum Unda Barena. Dani Raba. Garcia îl păcălește foarte ușor pe Cristea. Și apără Moldovan. Minutul 72, moment în care ar trebui să facem și noi schimbări. Team management. Nu ne uităm la note, trebuie să joace și alții. Bun, în locul lui Dugancic va intra spaniolul Borja Vale. În locul lui Bancboe trebuie să intre și Ioniță, da? Locul lui Cârjan. Nu, Kite, Pănoiu. Emers. Pardon, Waidă, trebuie să fie și el înlocuit de Emers. Trebuie să intre și Kite în locul lui Albu. Dugan zice a ieșit, Cârjan, Waidă, Bangboe, Albu, Florin Ștefan și Ignat trebuie să joace. Cristea mi s-a părut mai jos decât mă așteptam, deși decât Iacob. Așadar, facem toate schimbările posibile și dăm drumul la meci. Corner pentru Leganes. Isa face cu mingea pe piept. Isa. Acum Emers cu pasă foarte bună către Ioniță. Ioniță nu are viteză, Ioniță, dar ar putea ști driblinguri. Nu se poate așa ceva, Ioniță, e praf. N-a putut să se întoarcă și schimbare din nou la Leganes, dar nu prea ne mai interesează. Josema. Bine că nu-i Joselu. Isa trece ușor de Onea. Foarte ușor. O pasă în fața porții și 2 la 0 Dani Raba, minutul 80 și 1. Da, cred că și în realitate ar fi greu pentru Rapid să facă față împotriva celor de la Leganes, pe bune. O să fiu sincer cu voi, aș fi vrut să le iau pe Șumudică, dar din păcate nu l-am găsit și apoi am vrut să le iau pe Dan Petrescu și am zis, bă, dar de ce să nu-l iau eu pe Răzvan Lucescu, mă-nele? Bun, acum Ignat. O pasă către Florin Ștefan. Încercăm să ieșim din apărare cumva. Iacob pasă foarte bună pentru Ioniță. Ioniță cu o pasă foarte bună pentru Borja Vale care pierde. Bineînțeles. Florin Ștefan pasă către Petrila. S-a terminat meciul. Din păcate, și terminăm și noi episodul. Cu această ocazie, îmi iau la revedere de la voi și ne revedem în episodul următor. Pa!